Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Adresăm tuturor posesorilor de Dacia 1300. 1300, 1310, ce versiuni mai erau. Dacă mai există posesori de Dacia 1300-1310... Am văzut eu pe stradă. Fiți atenți, am văzut și eu. Sunt foarte mândri și sunt foarte atenți la ce fac. De mai multe zile pe mobile.de, care e site-ul ăla mare de vânzări de mașina mâna a doua din Germania. Deci pe mobile.de a fost scos la vânzare o Dacia, a fost scos la vânzare o Dacia 1310 din 1986. Bleu. Nouă. Da, cred că era de aia cu rezervor de Canada, ca așa se zicea, alea bleu, așa veneau, se făcea o culoare, 10.000 de mașini, o singură culoare, 5 ani, după care se schimba culoarea, cam așa. O vinde, deci pe asta, o vinde o firmă de lângă Leipzig, care e specializată în vânzare de mașini vechi din Europa de Est. Prețul, țineți-vă bine, 9.900 de euro. De ce așa scump? 9.000, păi e mașină de epocă. Așa e considerată? Da. Ok. Deci Dacia 1310 din 1986, 9.900 de euro. Aparent are doar 25.000 de kilometri, 24.500, doi proprietari cu totul, n-a avut niciun accident, model istoric, caracteristici, motor de 1,3 litri, 54 de cai putere, deci practic mult mai puternică decât Dacia Spring. Da, și corect. Printre dotări, cutie de viteze cu 4 trepte, ornament, capotă, spate, astea sunt nemțești. Ornament, care... capotă, spate... erau cauciucurile alea, nu? Nu știu, ăla era spoilerul, mă. Era spoilerul. Nu. Nu spoiler, erau niște cauciucuri negre lipite. Nu, scrie Dacia 1310, scrie pe... A scris-o ornamentul. Da. Okay. Portiere cromate cu butoane și iale încorporate. Deci nemții au trecut cum ar fi opționalele la ei. Da, da. La, dacă îți cumperi o mașină, ea nu vine, vine, dacă vrei clanțe, strece acolo. Mâner, portieră, cromat cu buton, nu știu ce, opțional. Dă-mă. Planșă și tablou de bord cu jurnalier. Motoventilator de climatizare cu două viteze. Ăla care făcea un zgomot, dacă dai drumul, practic nu băga căldură, băga doar zgomot. Făcea... Era o aerotermă de-asta în bord. Volan cu două spițe. Mânere de viraj. Pentru posesorii de BMW, astea sunt semnalizatoarele. N-aveți voi treabă cu asta. Ceasuri suplimentare pentru, mă rog, etc., etc. 9.900. Și mă întreb cât o să dureze până o să se vândă. Și dacă stau să mă gândesc, eu am avut mai multe mașini. Cred că, în afară de Subaru, care, pe care l-am ținut 11 ani, n-am ținut nicio mașină mai mult de 3 ani. Și unele s-au vândut mai ușor, altele mai greu. Cel mai repede am vândut o mașină, cred că în 24 de ore. Și cel mai greu, una în 6 luni. 0372 06. Vă și spun ce, dar nu acum că nu mai avem timp. 0372 06 9599. Ce mașină ați vândut greu? Ce mașină ați vândut ușor? Și după care v-a părut rău după ce ați vândut-o? Că mie și azi îmi pare rău după Forester. 0372069599. Vă așteptăm în direct. Intrăm în câteva momente. Sau cu mesaj audio pe WhatsApp 0728111222. Am vândut un Cielo odată. 3 ani avea mașina, un Cielo, în 24 de ore. Am pus o anunț, a doua zi a venit unul cu banii direct, l-a cumpărat. Mașina era ok, era în regulă, nu m-am așteptat. Am zis că așa e ușor, că treabă. Următoarea mașină pe care am încercat să o vând a fost un Renault Laguna. Asta se întâmpla prin 2000 și ceva. Era Renault Laguna. Doi, foarte mulțumit am fost de mașina aia, dar, mă rog, am văzut într-un anumit context, am pus-o eu pe anunțuri 6 luni. Am ținut-o. 6 luni. Am început de la 14.000 de euro. Mașina avea 2 ani. Și lăsat-o la 2000. 10, nu, avea, cred că vreo 20.000 de kilometri, ceva de genul ăsta. Și am vândut-o în cele din urmă cu 11.000 de euro la primul care a sunat. Singurul care a sunat. În 6 luni am primit un singur telefon. Eu, odată pe lună, mai scădeam un pic prețul, știi? Alo, ți-o dau. Da. Și a sunat o doamnă. A zis că vrea să o cumpere. Dacă putem să ne întâlnim, sigur că mi-am făcut cruce, m-am dus, a venit cu o pungă de bani, nu exagerez, o pungă de euro. Aveam o bagnotă de 5 euro, dar nu știu, doamna era coafeză. Și ăștia erau banii ei, ce primea ea, șpăguțe, chestii, mi-a dus o pungă. Și ne-am numărat banii, ne-am dus la bancă, i-am dat, când a văzut, am deschis dacă un erau cont. Mai mulți. Nu, am deschis un cont. Ah, ok. Și am dat funcționare și i-am spus, doamna, haideți, puneți banii ăștia într-un cont. S-a uitat aia la mine, atât de urât a numărat fiecare bancnot. Asta a fost. Șase luni. Mi-am făcut crucea, am zis că nu credeam că o să mai vând vreodată mașina aia. Ciprian, bună dimineața! Salut, bună Ciprian. Dimineața! Bună dimineața! Salut! Ia zi,
Ce ai vândut? Cel mai repede am vândut un Audi A8 în aproximativ 20 de ore. Adică am pus anunțul de dimineață. Audi A8? În vreo două ore m-a sunat un băiat din Târgoviște și a doua zi a venit după el dimineață. Bă, dar de ce era? Ce fel de Audi A8? Ce? Astea sunt mașini totuși care consumă mult. Au... Ce motor avea? 3000. Mamă. Cât e impozitul la 3000? 2100 de lei. Ban. Și o grămadă de... Da, bravo, ai avut noroc, te așteptai? Băi, da, da. De ce? Da. Pentru că e o mașină care se vinde. Am mai văzut o dată un Audi A5 la fel. Serios? În 2011, parcă. Da. Uite că nu mi-a de la Galați a venit până în Timișoara după el. De la Galați până în Timișoara? Da, 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 da. Am și un prieten. Eu nu m-am dus la Ploiești să văd o mașină. Am un prieten, a vândut acum două săptămâni tot un Audi A6. Și a venit un domn din Suceava, mă. Nu pot să cred. Era la 6 dimineața prin București, Năuc, nu nimerea, înțelegi? Da, dacă oamenii dorești, sunt, hotărât să folosesc expresia consacrată, fierți pe mașini nemțești de-astea. Puternice, mamă, da, de când prind, vin de oriunde. Dar ai avut și vreo mașină pe care ai vândut-o greu de tot? L-am pierdut. L-ai pierdut? L-avem pe Ovidiu, în schimb. Bună dimineața! Salut, salut, Ovidiu! Bună dimineața! Salut! Ia zi. Vreau să vă spun ceva zi în legătură cu vânzătorul din Leipzig. Cred că are toate șansele să o vândă repede. Deci, notaci 1100. Da. Moștenită. Iar pe drumul de la Reare, de când am declarat un vehicul istoric până acasă, am primit 3 oferte în decurs de 20 de minute. Excepțional. Care a fost cea mai mare? Una, cea mai mare, la ultimul semafor, înainte să ajung acasă, 9000 de euro. Extra. Plecând de la semafor, a strigat după mine: oprește pe dreapta, mai plusăm. Extraordinar. Nu știu cât vroia să mai pluseze. Dar puteai să mai ocolești și tu puțin până acasă, mai primeai 5 oferte. Dar așa bine arată mașina? Vreau să spun că mașina nu arată din punct de vedere estetic foarte bine, e perfect funcțională. Din informațiile pe care le am, ar fi mașina numărul 108 ieșită pe poarta fabricii de la Pitești, deci 1969 fabricație, perfect funcțională, motor Renault, tot. Cei de la Reare anul trecut s-au minunat de mergi cum arată cu ea? Motorul și cum funcționează. Da, mergi cu ea? Funcțională. Da, e funcțională. Dar spune cinstit, îi pui sac de nisip în fața acolo la unde e portbagajul? În portbagaj nu-i pun niciun sac de nisip. Nu-i pun niciun sac de nisip. Să înțeleagă și ascultătorii. Dacia 1100 are motorul și tracțiune pe spate, nu? Tracțiunea e pe spate la Dacia 1100. Exact. Și motorul pe spate. Și din pricina asta e cam fuge fundul, că e prea ușoară pe față. E prea ușoară și virează și mult, aproape undeva la un unghi de 72 de grade. De asta e bine, e bine să fie condusă de unul ca noi, ca să nu-i mai fugă. Dar erau reclamele aia, știi, când se învârteau un cerc așa daciile astea. Da. Apropo de asta, cu 70 de grade, uite un mesaj, hai, eu zic, am avut un Logan din 2005, pe care l-am vândut în 2018, la 3 luni jumate de când îl pusesem în vânzare. Am luat 3000 de lei pe. Mașina era în regulă, mai puțin estetic. Era mâncată de rugină la toate portierele, ne scrie în paranteză. Daniel din Bacău zice, am primit printre oferte și un schimb cu un telefon mobil. Am avut și noi un coleg aici care a vândut o Alfa Romeo 147, care avea vreo 15 ani. Și tot așa, la un moment dat era exasperat că primea nouă oferte de-astea. Combină muzicală plus mai avem masă de ping-pong. Câteva secunde de lei mai avem. Dan, bună dimineața! Dimineața! Salut! Începem cu vândutul mașinilor. Da. Când eram tânăr, vindeam carburant și trebuia să merg repede să-mi iau banii, că tot era la cash. Da. Făceam 10-12 mii de kilometri pe lună. Mașinile luam tot timpul noi nouți, erau în garanție. Când aveau 70 de mii, toți prietenii se gândeau când o vinzi repede, pentru că mai aveau un pic garanție. Era coadă, listă de așteptare la mașină, așa că eu am fost fericit, le-am vândut pe toate instant. Foarte tare. Și uite încă o poveste. Am un prieten care a vândut mașina direct de pe platforma pe care o aducea. Deci în momentul în care tranzita orașul Alexandria, l-a văzut cineva, a observat mașina și s-a luat după el până în benzinărie, de la oprit și l-a convins să-i vândă mașina. Ce nebunie! Se pare genial. Da. Prima mașină pe care am vândut-o, faimosul Ford Escort din 80, care era matriculat în 84 și pe care n-am putut să o matriculez de fapt niciodată pe numele meu, i-am dat-o unui vecin, unui prieten, i-am cerut 400 de dolari pe ea, a zis ok, mi-a dat 200. Și peste o lună mi-a spus, bă, zice, știi ce, a căzut un copac pe mașină, nu mai pot să o folosesc, iartă-mă de banii aia.
și l-am iertat. Deci, eu aveam mașina, am cumpărat-o cu 1500 de dolari și am vândut-o după 3 ani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.